De ce fericirea mea depinde de ceva extern mie, de un factor exterior? Doamne ajută tuturor, Doamne ajută Mircea, mă bucur că ești aici la acest podcast și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a oferi oamenilor valoare prin cunoștințele pe care le-ai acumulat prin inimă și deoarece îți dorești dezvoltare. Și am observat din câte am și vorbit că te-ai dezvoltat foarte mult pe emoțional, pe partea de emoție, să vorbești din suflet și să te dezvolți prin trăirea ta interioară. Și asta vreau să ne împărtășești nouă, cum ai început și cum te-ai dezvoltat în această direcție, dragă Mircea. Mare mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Iar ca răspuns la întrebarea ta, aș prefera să dau așa un fel de istoric, poate, sau un punct de plecare, care a avut cel mai mare impact asupra mea. Aceasta a venit după o traumă și anume spațiul inimii se simțea gol, îmi simțeam inima așa goală și rănită și în durere și am stat cu această senzație câteva luni de zile până am ajuns la o realizare la un anumit moment, nu mai pot să pun punctul pe ei exact a momentului, dar a fost de ce fericirea mea depinde de ceva extern mie, de un factor exterior. Fie un lucru material sau o persoană sau orice ce eu nu puteam să am control asupra. Și chestia asta a rezonat cu mine, că ca să nu mai depinzi de exterior, ar trebui ca toată fericirea, toată bucuria vieții și iubirea să vină de la tine pentru tine. Și atunci s-au oprit niște beculețe în căpuțul meu, ok, ce te face pe tine să te simți bine, ce îți aduce bucurie în viață, ce iubești să faci. Și din acel moment am început să caut activități prin care să mă regăsesc, să-mi dau mie fericire, să nu mai aștept din exterior de la un prieten, o prietenă, un telefon, un joc. Și așa am început să merg și la primele clase de yoga, să fac primele meditații, să citesc primele cărți care să nu trebuiască să le citesc, ci să vreau să le citesc. Chestia s-a întâmplat undeva în 2013-2014. Și ușor, ușor, prin meditație, am ajuns să cunosc acest spațiu al inimii pe deplin. Poate nici acum n-am ajuns să-l cunosc pe deplin, dar pe deplin pentru fiecare moment. Mă refer, uite, și acum cred că cunosc cel mai mult de până acum. Mâine o să cunosc un pic mai mult decât azi și așa mai departe. Iar un lucru care m-a ajutat a fost să mă predau, să zic așa, inimii. Și asta e un lucru care vine pe mai multe nivele, mai multe substraturi, și anume, dacă eu asemănam la început predarea ca într-un joc, să zicem că nu mai vrei să fii în jocul ăla, deci mă predau, știi, la șah, de exemplu, resign, și propui, ok, eu vreau să ies din joc acum, și făceam conexiunea asta în predarea de la un joc, în predarea în muzică, oarecum, să mă predau unui sunet. La început ascultam și anumite sunete, frecvențe, care mă ajutau să intru într-o stare de calm și într-o stare de trans, dacă o pot numi. Adică, pur și simplu, să îmi relaxez tot corpul, să fiu atent doar la muzică, în pat cu căștile. Și mă duceam într-o stare foarte profundă, care mă făcea distant de toate simțurile și de tot ceea ce era extern mie, ci doar să fiu prezent cu muzica, să o ascult, să mă las purta de muzică. Și după aceea mi-a venit inspirația să mă las purta de bătăile inimii. Și asta a fost declicul pentru mine, când am realizat că, nu neapărat că am realizat, că ce am simțit, că ascultând bătăile inimii la propriu, îmi puneam căști cu noise cancelling sau așa am început, să îmi pot asculta inima bătând, bum, 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 bum. Și stăteam cu ea și pur și simplu adormeam cu ea, dacă aș putea să numesc asta. Și veneau valuri de iubire peste mine așa, și mă cuprindeau. Și zic, ia uite de unde venea iubirea, de aici, de la mine, nu trebuia să-mi aduci un ecler sau să mă inviți afară sau să-mi dai un pupic. Era pur și simplu de la mine pentru mine, necondiționată, tot timpul accesibilă. Asta era așa cealaltă frumusețe, adică nu depindea de absolut nimic decât de mine să-mi ofer iubire.
Și prin prisma asta am ajuns să fiu și într-o relație foarte bună cu cei din jurul meu, în sensul în care nu mai făceam lucrurile neapărat din nevoie. Am nevoie de iubirea ta, de sunt prietenul tău. Sau ceva de genul. Venea mai mult, sunt complet eu, de un singur stătător și dacă vii și tu, mă bucur. Dacă nu vii, e ok și așa, iarăși mă bucur. Și am început să schimb lucrurile din nevoi în preferințe, care a fost un alt punct, așa, știi? Adică, da, îmi place eclerul cu ciocolată, dar dacă nu e cu ciocolată, îl mănânc și cu nes sau cu vanilie sau cu ciofi. Și ușor, ușor mi-am dat seama că toate lucrurile astea de care credem că avem nevoie sunt obstacole peste care să trecem, provocări. Cum ar fi dacă nu ai ceea ce trebuie, te-ai putea descurca? Da, dar mai greu. Ok, deci totuși ai putea să te descurci. Ia să vezi, poate, na, este și pe partea asta la altă. Și da, cam așa a început aventura, ascultându-mi inima la propriu, la propriu, cum bate ea. Și după aia vin conștientizările de unele singure, doar să stai acolo și să asculti. Minunat. Și ce ai auzit că-ți spune inima, Mircea? Astfel încât să te trezești la realitate și să devii cine ești astăzi. Un căutător al iubirii. Uh-huh. Îmi spunea un singur lucru. Eu sunt aici, mereu pentru tine. Eu bat. Stai liniștit că eu în continuu o să bat. Până nu o să mai bat, dar până atunci bat. Și asta mi-a oferit încredere că, bă, dacă ea e acolo și bate, hai să, știi, să am încredere în chestia asta. Și realizam că da, oarecum, tot timpul bătaia e acolo, că sunt eu atent sau nu, ea e continuă, ca și respirația de altfel. Adică uneori ești conștient că respiri, alteori nu ești conștient că respiri, dar asta înseamnă că nu mai respiri. Și de aici, uite, de exemplu, și alte chestii cu lucrurile pe care nu le vezi scopul lor, dar nu înseamnă că nu există un scop, știi? Sau îmi place foarte mult, dau exemple din natură, de exemplu, liliacul aude bătăile aripilor fluturelui. Eu nu le aud, dar nu înseamnă că nu e un sunet acolo, știi? Și percepția asta de a fi ceva în afara conștiinței mele sau filtrului meu e un alt lucru de care mă pune într-o poziție asta recunoscătoare că e ceva mai mult, tot timpul e ceva ce eu nu cuprind, am loc să-l cuprind, dacă îmi dau voie să-l cuprind. Și partea asta e de explorare a sinelui, a conștiinței și a mediului înconjurător, pentru mine reprezintă scopul vieții. Minunat. Și o fac atât prin experiențele mele, prin experiențele altora, prin ceea ce se întâmplă în mediu, cu cineva singur. Da. Ce lecție ți-a oferit inima atunci când o ascultai, Mircea, și o asculti? Mi-a oferit continuu lecții. Lecția fundamentală pe care am primit-o și rămâne ca temelie este că nu sunt singur. Întotdeauna sunt cu cineva, de exemplu cu inima mea și cu Dumnezeu, Tatăl, Creator. Și atunci, doar din chestia asta, plecând din chestia asta că nu sunt singur, să nu-mi fie frică de chestii sau să mă încumet să depășesc aceste provocări, mi-a fost mult mai ușor și deprind mult mai multe lecții din chestia asta. Adică faptul că am încredere să accept o provocare are ca și efect faptul că am o realizare după trecerea provocării. De exemplu, uite, baia cu gheață. Prima oară când am mers să fac o baie cu gheață, prietenul la care am fost și el practica asta de poate un an de zile, el a făcut un curs, un alt băiat care era certificat în... Ștefan Chihai, bănuiesc? Nu. Nu. Bun, și când am mers pe urmările, l-am întrebat, cum facem? Fii atent, îți iei o gură de aer și intri în apă. Și lași corpul să facă el, să-și facă el treaba, adică se va adapta el. Tu doar să ai aer în plămâni, să nu te sufoci. Și zic, păi stai așa, că nu-ți niște respirații înainte, să faci nu știu ce, să... Bă, dacă vrei să facem, da, facem, îți arăt respirația lui Wim Hof și așa, dar eu sunt sigur că tu poți și fără că te știu. Zic eu, bine, dar totuși ne încrezi. Haide, arată-mi și mie cum să facem respirațiile. Și face-l bine, fii atent. Când respiri, respiri cu capul, cu plămânul și cu abdomenul. Odată, să ai cât mai mult aer în
în corp și expiri doar cât iese, adică poate inspiri 100%, expiri 25% și faci o hiperventilație și sunt 30 de astfel de respirații, după care faci pauză și rămâi în apnee cât timp, cât de mult timp poți. Și dacă reușești să stai 2 minute, după aia intri în baia cu gheață. El are o baie cu gheață, are o ladă frigorifică orizontală, pune apă în ea și na, când deschide lada, sunt surțuri sus. Fantastic! Și na, pentru prima experiență am făcut setul ăsta de respirații. Am intrat în apă cu gura de aer și i-a luat un pic corpul lui, adică primele secunde corpul avea același mesaj, ieși că mori, ieși că mori, ieși că mori. Eu eram conștient că nu o să mor, că l-am văzut pe el înainte a mea, el a intrat în apă, știi, și am văzut că el a rezistat și am și acest reper că dacă cineva poate, pot și eu. Indiferent că e pe snowboard de 360 sau e la fotbal și face foarte că sau intră în baia cu gheață sau cântă la flaut, nu știu, sau la harpă. Și atunci, na, eram conștientizare că o să rezici corpule, nu ești de aici, vezi de treaba ta că eu îmi vedea mea. Și ușor, ușor, poate după vreo 45 de secunde, un minut, că prima oară chiar a durat mai mult, acum mult mai repede se adaptează, a început ca apa să devină la temperatura corpului, parcă se făcuse așa un mic strat aproape de corpul meu, care avea apa caldă față de restul apei din tot bazinul, na, ca lada. Și când mi-am dat am realizat și cu și mental și fizic, na, și emoțional că sunt în siguranță. M-am relaxat mult mai profund în ladă și am stat, nu știu, 4 minute cred că prima oară. Și a fost un alt, să zic așa, un alt exercițiu de încredere, știi? Adică dacă n-aveam încredere în inima mea că o să continuă să bată și că o să fie acolo pentru mine, poate nu intram în lada cu gheață. Așa am intrat în lada cu gheață, am acceptat provocarea și după ce am ieșit din lada cu gheață, am luat conștientizările de după reușită. Că se poate, că uite cum faci 500 de flotări în loc de 10 sau știu eu ce alte beneficii ai pe urma băii cu gheață, să zic așa. Sunt multe, ai mai ales mental, adică... Și prietenul acesta al meu zicea, mă, sunt unele zile în care mă trezesc și mă duc și mă bag în baia cu gheață și după aceea începe ziua. Băi, și nu mai contează nimic, adică în ziua aia sunt zen, deci toată ziua, da, nu mai am nimic. Și da, beneficii pe toate părțile. Și da, dintr-o lecție răsar multe altele, dacă, minunat, dacă continui pe cărarea asta. După cum ai observat și pe canalul meu de Facebook, și eu am făcut o baie cu gheață. Noradea, am fost până în Oradea să fac o baie cu gheață și a fost, după părerea mea, unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții mele. Acolo am simțit că trăiam momentul prezent la cea mai înaltă intensitate și am simțit o energie în mine care eu nu pot descrie. A fost o supra-energie. M-am supra-încărcat cu energie, dacă pot spune așa. Da, și Și energia ieșea și nu aveam unde să mai o țin și nici, poate chiar nici nu-mi doream să o țin înăuntru. Și voiam să radiez cu energie și asta am și făcut. Și acest lucru a durat câteva ore bune, acea energie și acea intensitate după baia cu gheață. Și cel mai interesant lucru a fost că am simțit o căldură în suflet. Atunci când stăteam în gheață, am rezistat aproximativ 3 minute și ceva. Și am simțit o căldură și o pace și eram zen, cum se poate spune. Și a fost minunat. Și exact de căldura asta de care spui, da, pe care simți-o în suflet, prin intermediul băiei cu gheață, este punctul meu de centrare sau ancora mea. Adică tot timpul sunt sau poate nu tot timpul, dar când nu sunt conștient de această căldură din pieptul meu, înseamnă că nu-s la locul meu, nu-s la centru. Și cum te reconectezi? Uite, te poți conecta cu momentul când ai simțit căldura în baia cu gheață, pentru că când ai simțit-o și creierul tău a creat o conexiune neuronală cu experiența în sine și cu emoția. Și tu poți să te reduci în timp, să zic așa, înapoi, tot, na, nu e timp, dar doar să-ți amintești memoria și să-ți lași ca această stare să te cuprindă, gen, ah, da, căldură, ah. Și stai cu ea 2-3 secunde și gata, e acolo.
Și după aia eu oarecum o lași să fie în tot momentul, indiferent că mănânci, că te uiți la un film, că vorbesc cu un prieten, fac un podcast. Te lași condus de ea oarecum, pentru că din perspectiva mea nu e un alt loc mai potrivit în a-ți pune ancora decât în inima ta și în ceea ce simți în inimă. Acolo poți să și discerni cel mai bine din punctul meu de vedere adevărul tău sau na, ceea ce primești din câmp de la alți oameni, una scot pe gură și alta vibrațional. Și na, când e o disociere între ce scoate pe gură și ce simți în câmpul energetic, poți să-ți dai seama că ceva e nu-i la locul lui, oarecum că minte sau că, na, se întâmplă o discordanță între cele două. Și discordanța asta e destul de greu de reperat dacă nu ești la tine acasă, să primești energia și să-ți dai seama ce e acolo. Da, e perfect, dreptate. Cum crezi că ascultătorii ar putea să-și asculte inima? Ascultătorii să-și asculte okay. Inima. Da, sună frumos. Sunt N metode. Bănuiesc că fiecare și-l poate și o poate găsi pe a lui. De exemplu, poți să asculti făcând sport. Eu îmi dau seama acum, acolo nu mi-ascultam inima când mă dam placă la snowboard, fără să fiu conștient că mi-ascult inima, de fapt. Eram în această stare de flow unde nu făceam nimic decât să fiu, știi, încurgeam pe pârtie. Sau la fotbal, sunt unele momente în care nu realizez cum de picioarele mele sau corpul nu se mișcă așa decât după ce s-a terminat faza. Și se întâmplă una, două, trei mișcări și după aceea sunt gen, cum am făcut asta, știi? Și de fapt tot ceea ce se întâmplă este că te predai momentului, te predai momentului și încrederii că curgi cu momentul. Și cel mai ușor, din punctul meu de vedere, este să spui niște căști în urechi sau na, dop, căștile dop de îți închidă complet urechea și atunci e mai ușor să asculți inima. Adică pur și simplu te duci cu atenția, punctul de atenție în piept și sau în zona inimii și stai un pic, că nu-ți ia mult, în două secunde îți bate odată inima măcar. Și când ai auzit-o prima oară, îți iei poziționarea. Deci de aici vine zgomotul, da, ok, hai să mai stau. Gata, așa e. Și odată ce ți-ai luat poziționarea, stai în ea. Și ușor, ușor te cuprinde sunetul, nu mai stai tu să-l asculti. Na. Cam asta ar fi cel, din punct de vedere, cel mai ușor. Te pui în pat, îți pui căștile în urechi și stai și tu. Na. Nu-ți ia mult, 5 minute și te acordezi. Da, minunat na. Exemplu. Da, poți să faci din mers. Poți să faci cum vrei tu după ce ți-ai luat. Știi în ce, știi în loc ce, știi în ce loc să te duci ca să asculti. Gata, aia a fost. Știi, ca o bornă, un punct de reper. Și asta e o altă chestie, o structură sau palatul minții sau sertărașele. Să știi unde sunt sertarele și ceea ce e în sertar și când ai nevoie să-l deschizi sau când nu. Știi? Asta e o altă chestie care o văd ca importantă. Să ai niște borne mentale, oarecum. Unde crezi că te duce conectarea cu inima, Mircea? Primul răspuns e nu știu. Al doilea răspuns ar fi că te duce în cele mai îndepărtate locuri. Adică dacă e să luăm din punct de vedere energetic, creierul inimii trimite undele cele mai, la cea mai mare depărtare. Adică creierul trimite la nu știu câți kilometri, inima la nu știu cât 10 sau sute de kilometri. Și ca să crești intensitatea intenții sau undei pe care vrei să o trimiți formei gând, ar trebui să aliniezi cele trei creiere, na, creierul minții, creierul inimii și creierul microbiomului, da, emoții, spirit și rațional, mental, le unești într-un punct central, tot în inimă se unesc, cel puțin la mine, nu știu dacă toată lumea e la fel sau nu, și după aceea din inimă zici, faci, dregi, ce o fi, dar odată ce stabilești această uniune, o să vezi că o să-ți vină să faci lucruri fără să le mai gândești neapărat. Oarecum intri în poziția asta de a fi gândit, mai degrabă de a gândi, de predare continuă infinitului, sursei creatoare, Dumnezeului, cum vrei să numim această inteligență infinită cosmică.
Minunat. În care toți suntem și facem parte din. Și bănuiesc că în această stare ceea ce spui poți să și faci. Și nu doar poți să și faci, ci și faci. Nu, da, ce faci? Să elimine toate barierele. Ești în curge, adică tu nu faci vreun efort. Singurul efort pe care îl faci să te aliniezi curgerii, oarecum, a voi vieții, a ce-ți vine să faci. De exemplu, să te aliniezi cu a face o omletă sau să te aliniezi cu a-ți turna apă în pahar. Și să vezi că apa curge în pahar mai bine ca niciodată. Uite, chiar am avut o chestie din asta, nu știu, trebuia să decojesc un grapefruit sau o portocală. Da. Și mental eram, stai așa că o iau, că o fac și am zis, bum, aia e, cum o să o decojesc? Odată ce am dat drumul la chestia asta că trebuie să o decojesc perfect, au mers mâinile singure și facea, parcă nici nu mă uitam la portocală și facea, văd, oh, a ieșit. Știi, odată ce elimini frica asta de frica de rezultat, ah, să iasă perfect, ah, să iasă bine, să iasă cum vreau eu să iasă, curge, iese, îți iese, fără să vrei, îți iese. Și cum crezi că se poate elimina frica de rezultate, Mircea? Astfel încât să nu mai credem că lucrurile... Bună întrebare. Poftim? Zic, da, foarte bună întrebare. Da. Sunt mai multe răspunsuri, dar cred că cel pe care îl poate să fie și cel mai simplu de rumegat este că de fapt nu este greșeală și când pierzi câștigi. Adică ții învățămintele. Uite, îți dau un exemplu concret. La jiu-jitsu îmi place să pierd, pentru că îmi dau seama unde fac greșelile. Când câștig meciul de jiu-jitsu sunt, am aplicat ceva ce deja știam. Dacă îmi iau bătaie, corpul meu fizic, pentru că și-a luat bătaie și ieși forță musculară, deprinde niște, a, stai că aici ești mai firav, ah, aici n-ai fost atent. Și învăț mai mult din a pierde, știi? Deci, la final, nu există greșeală, există doar, na, vrei să înveți sau nu vrei să înveți, știi? E simplu. La fel și cu, ai cu toate greșelile. Greșelile sunt greșeli când nu ne dăm seama ce e acolo, știi? Când le negăm, când, na. Nu e vina mea, e vina ta. Cine e? Nu, eu. Nu. Cine e? Minunat. Cum îl cauți pe Dumnezeu, Mircea? Că tot venind vorba despre divinitate. Cum o consideri tu? Cum o vezi? Și cum o cauți? Ok. Eu consider că Dumnezeu e peste tot. Na, în orice particulă, e principiul divin, este atomul, este spațiul din atom și nucleul atomului. Un atom are 99% spațiu și 1% nucleu. E, 1% e conștiința manifestată, 99% e conștiința nemanifestată. Iar eu sunt totul, atât manifestat cât și nemanifestat. Și nu prea ai unde, n-ai ce să cauți în mare parte, e deja aici. Asta e realizarea mea, adică odată ce merg să caut am pierdut, primul pas e greșit. Odată ce realizez că sunt, primul pas e bun. Știi? Și unde sunt cel mai... Care e cel mai sigur loc în care să fiu? Păi în inima mea. Hai, gata, sunt, trăiesc, prezent. Moment după moment, sunt aici. Și așa fac conexiunea personal. Conexiunea mea cu Dumnezeu e continuă atât timp cât sunt în corp, cu totul. Nu plecat pe Facebook scrolling sau... undeva într-un gând, într-o formă gând care mă duce în știi că nu știu cum, că la că prietenul de X, de Y, știi că când plec, simt că plec undeva, pe gând, așa, nu mai sunt aici. Sunt plecat. Și îmi dau seama prin inimă că ea bate, hai că vin aici, știi, de fapt nu era așa import. Ce n-ai mai stat 5 minute să te gândești la ea când n-are nicio treabă, adică cu ghilimele de rigoare ai pierdut 5 minute, știi? Dacă stăteam în inimă și îmi puneam întrebarea ce să fac în situația aia, răspunsul și venea. Păi, spune adevărul. Păi, las-o deoparte. Nu e timpul, știi? Îți vine. Dar să ai încredere că ce-ți vine... Na, adică nu să ai încredere că ce-ți vine e bine, ci să ai încredere că poți să primești. De fapt, asta e. Deci, realizez chestia asta că ne e greu să primim. Mă, și un compliment. Ești frumos. Eu? Nu sunt frumos. Nu. Ești deștept? Nu, eu nu sunt deștept. Știi? Adică, sau e la mișto, da, sunt cel mai deștept, cel mai frumos, știi? În loc să zici mulțumesc. E greu să primești, știi, paradoxal un pic. Și toată lumea caută,
caută aprecieri, zic așa, aprecieri, caută să fie văzut, să nu știu ce, și când chiar e văzut, neagă, gen. Deci, bă, dar what the fuck, gen, de ce? În sfârșit, ai găsit ce căutai, să zică cineva din exterior că ești frumos și tu zici, nu, mersi. Stai singur, craca. Deoarece bănuiesc că ei, fără să-și dea seama, se caută pe ei înșiși. Se caută în interior aceste validări. Și când le primesc în exterior, cred că nu e adevărat. Da, cam așa, cam așa. Aici aș mai putea veni cu o nouă dimensiune, cu o dimensiune diferită, că nu e nimeni altcineva în afară de tine. Adică tu ești oglinda mea, o parte a mea, iubita mea e o altă oglindă, câinele e o altă oglindă și așa mai departe. Adică în afara sinelui nu e nimeni, toată lumea e încadrată în sine. Doar că suntem niște fractali și vedem lucrurile diferite. Adică singura diferență din punctul meu de vedere e de perspectivă. Până la urmă toți mâncăm, toată lumea doarme, toată lumea face nevoile de bază. Deci cam toată lumea are frică, toată lumea are iubire, toată lumea are doi ochi. Suntem cam pe acolo. Doar că eu văd verdele într-un fel, tu vezi verdele în alt fel. Da? Ai singura chestie. Știi, și din punct de vedere genetic, nu știu, suntem 99.9 identici. Diferă culoarea ochilor sau alte chestii. Da. Și de ce crezi că ne-am deconectat și ne-am desminat atât de mult, Mircea? Și cum am putea să ne reconectăm? Pentru că folosim emisfera, deci ne-am deconectat pentru că folosim emisfera stângă mai mult decât cea dreaptă, adică partea asta de raționament, de analogic, de, cum să zic, de crearea de structuri, de spații. Știi, uite, asta e limita mea de aici până aici, granița României cu, știu eu, granița între România și Bulgaria, de atunci, de acolo încolo e altceva și de acolo încolo e altceva și atunci creăm separare, diviziune. În loc să, uite, o altă perspectivă, țările balcanice, toate suntem, România, Bulgaria și toate de pe lângă suntem în aceeași, știi? Sau mai degrabă, toți suntem pe pământ și cu asta basta, știi? Nu mai e nimic altceva. Adică nimic altceva, mă refer ca spațiul terestru pe care putem merge, propriu zis, cu picioarele. Și odată ce trece mai mult în partea asta altă, adică spre creativitate, spre ruperea barierelor, limitelor, a face ceva imposibil posibil, nu mai să mai fie diviziune, știi? Adică și mă văd pe mine așa uneori, poate și acum o mai am, să văd întâi diferența între mine și un om decât asemănarea între mine și el, știi? Uite, cineva se îmbracă, merg pe stradă și e îmbrăcat cu un stil total diferit față de mine, deci cu stilul lui, cum o fi el, știi? Na? Și când îl văd întâi zic, mamă, ce stil are, total diferit de mine. Și creezi distanță între mine și el, știi? Gen, pac. Și dacă o luăm pe partea asta, trebuie să zic, wow, bă, da, mă, ia uite că se poate și așa. Și poate mai aș purta și o pălăria lui. Nu prea îmi vine, dar poate aș purta-o. Și să crezi mai degrabă partea asta de colaborare, știi? De, a, ia să iau eu de la tine bucățica asta și ia tu de la mine bucățica aia, știi? Și să vedem dacă se îmbină sau nu și cum merg lucrurile astea, în loc să fiu gen, a, nu, nici nu, diferență, pa. Dar aici, na, intervin multe lucruri, gen lecții profunde, spirituale, poate, știi, de a crea unitatea din dualitate, care e un lucru pentru care am venit cu toți aici. Mie mi se pare excepțională, cum să zic așa, unul dintre conceptele budiste ce spune Buddha despre the middle path, calea din mijloc, și despre the path of least resistance, știi, să mergi, să trăiești effortle, deci fără efort, e extraordinar. Deci aia m-a pus pe mine într-o rezonanță foarte puternică cu voia vieții, adică cum ar fi să trăiești o zi fără efort, gen pur și simplu să faci totul doar din plăcerea de a fi, de a face, de a trăi, știi, gen wow. A trecut o zi și a trecut așa frumos că nici mi-am dat seama că n-a trecut. Nu mai există timp, știi? Ieși din timp când faci lucruri din astea. Atunci devii imortal, gen, știi? Invincibil, imortal, invizibil, cum vrei tu, toate supraputerile astea sunt atunci când trăim prezentul. Pentru mine, așa le aduc în concret, știi? Și a vedea cărarea asta din mijloc cu nici tu, ci undeva la mijloc, asta e în continuu o chestie care mă ajută pe mine să balancez lucruri, știi? Că îmi dau seama că până la urmă unul singur e adevărul. Și de aici putem ca fiecare să-și ia adevărul său, știi? Uite,
un adevăr clar este că inima bate, na, inima bate. Și tu, adevărul tău e că inima bate prea încet, adevărul meu e că inima bate prea tare, știi? Și calea de mijloc, de fapt, singurul, singularitate, știi, adevărul. Inima totuși doar bate, știi, asta e realitatea. Și după aceea mai venim noi cu filtrele noastre și cu antenele noastre, care sunt pe diferite, să zic așa, sunt făcute diferit sau le facem diferit și vedem că bate mai tare, bate mai încet. Da, atunci devin, atunci creăm separarea, știi, când nu mai vedem realitatea cum e, sau vedem amândoi la fel, ci o vedem diferit, prin cum recepționăm noi. Da, exact, eu o numesc, adică mi-e ușor să zic antena mea, știi, antena mea e acordată la altceva față de a ta și atunci, chiar chit că suntem în același câmp, tu primești ceva, eu primesc altceva. Și mai e foarte frumos exemplu cu dacă desenezi pe o foaie un 6, știi, și o pun între mine și tine, eu văd 6, tu vezi 9, dar pe foaie același lucru, adică... Da. Și din cauza asta se creează separarea. Da. Că ține mai mult la perspectiva noastră decât la perspectiva comună. Am auzit că vorbeai despre prezent mai devreme puțin și aș vrea să te întreb cum vezi tu prezentul, Mircea, și cum îl faci să fie în viața ta, clipă de clipă, dacă poți. Cum îl văd? Îl văd continuu. Asta e un lucru fără început, fără sfârșit. Prezentul este. Și e destul de simplu după toate exercițiile de prezență. Adică, de exemplu, baia cu gheață. Deci baia cu gheață nu ai cum să nu o treci decât în prezent. Adică te forțează. Gen, bă, ori ești aici și stai în baia cu gheață, ori ieși din ea. N-ai cum să alegi între a fi și a fi sau nu prezent. Nu, deci ori ești prezent, ori nu ești, nu ești nici în experiență, nu ești în labă, în baie, nu ești. Știi? Și prin aceste experimente de a mă forța a fi prezent și în meditație, da? În meditație uneori pleci pe gând, pur și simplu, te ia gândul și pleci pe gând, până devii tu maestrului să le lași pe toate să treacă și tu doar să stai și să vezi cum vin și pleacă, până atunci te mai agăți de ele și mama, tata, vecina, câinele, stai așa, că banii de ieri, banii de azi și alte lucruri. Și prin exerciții se spune că realizezi continuitatea prezentului și valoarea prezentului. Pentru că dacă nu stai în prezent, tot ce faci este să te învârți în cerchi, așa o văd. Adică toată, de aia se spune că istoria se repetă și totul e loop sau ciclitate. În momentul tu, să zicem că ești pe... nu ești neapărat în prezent și mergi pe aceeași inerție, na, aceleași forme gând, aceleași emoții, aceleași perspective, aceleași, na, reacții. O repetiție a vieții, da. Da, mai exact și la reacție putem să ne dăm seama cât de mult suntem în prezent sau nu. Pentru că dacă tu cade un pahar și tu ai sărit din scaun, da, reacția ta înseamnă că nu ai fost atât de prezent când se dă seama că decât a căzut un pahar și nu te-a influențat și nu e de fapt unul cu pușca în spatele tău. Tu ai sărit pentru că asta e reacția ta la un zgomot necunoscut. Dacă ai fi prezent, ai realizat că zgomotul a fost de la un pahar, că s-a spart niște sticlă și că e ok, stai în banca ta și nu se întâmplă nimic. Și în afara faptului că în mediile controlate sau forțate, da, baia cu gheață, te expui prezentului, poți să aduci asta în zi cu zi, adică în orice activitate, știi, dai un mail, cât de prezent ești când dai mail, știi că ce scrii în mesajul ăla? Care e mesajul? Ești direct? Mai ales în alte chestii astea budiste. Adică, câte un pic din toate, dar budismul ăla cam rămas așa un pic cu mine, că rezonez cu multe lucruri, știi? Vorbește doar când e momentul, dacă e adevărat, dacă e în beneficiu și celorlalți, știi? Adică, pe principiu, ascultă mai mult decât să vorbești, pentru atunci când asculti, integrezi chestii noi, știi? Când vorbești ceva ce știi deja. Și mie îmi place foarte mult să cunosc perspective diferite, adică asta mă expansionează pe mine, chit că nu sunt de acord cu tine, vreau să aud, ca după aceea să discern eu, să zic, bă, nu rezonez cu asta, sau rezonez, și mă face să fiu mai mare, mai cuprinzător, am mai multe puncte de reper, știi, uite, asta îmi place, asta nu-mi place, și uite, la început atâta era spectrul și acum e cam atât, stai că nu se vede, în fine. Aici, da? Deci am un spectru așa, după aia așa. Și după aceea tu când vii cu ceva undeva, eu am mai mult unde să-l duc în balanță. Și asta e, na, e frumusețea expansiunii, știi, și a trăirii. Și să înțelegi punctele și celorlalți de vedere. Da. Nu neapărat să le accepti. Da, exact. Înțelegi.
să înțelegi filtrul prin care a trecut acea persoană de a ajuns la acea convingere. Astfel încât nici să nu te cerți cu ea, dar și să puteți să fiți prieteni și să puteți conviețui pe acest pământ. Aici am o mică chestie, nu sunt de acord cu a înțelege, sunt de acord cu a accepta. Deci eu accept orice ce spui tu, dar s-ar putea să nu înțeleg. Faptul că accept înseamnă că ajunge mesajul la mine. După aia eu pot să-mi dau seama dacă înțeleg sau nu mesajul. Știi, deci accept orice, după aia mai văd eu dacă sunt de acord sau nu, dacă îl înțeleg sau nu. Și dacă nu îl înțeleg și totuși îmi place, să vin eu, știi, nu înțeleg, dar te rog, mai explică, mai zi-mi, poate mi-au omis mie niște detalii, știi? Și odată ce am o înțelegere, da, a ceea ce spui tu, pot să discern că îmi place sau nu. Pentru că e clar, dacă nu am acceptat, nu am înțeles, nici măcar nu am cum să-i dau o valoare reală, îi dau o valoare iluzorie și degeaba îi dau. Bun punct de vedere și da, ai mare dreptate între acceptare și înțelegere, care este diferența. Da, nu, e interesant, când începi să accepti totul, în primul rând, scapi de multe frici, știi? Accept ca tu să faci, nu știu, ce-ți trece ție prin cap, știi? Asta înseamnă că poate vei face ceva ce eu n-am mai văzut niciodată. Gen, pur și simplu să stai, nu știu, într-o mână, cu un picior întors și nu știu cum, și o să fiu, wow, știi, să mă prindă un sentiment de ăsta de, știi, extaz, gen, wow, what are you doing, man? Și să mă bucur de chestia asta, dar dacă nu dădeam posibilitatea de a accepta orice, eu nu trăiam acel extaz și nu mi se expansiona conștiința să acumulez lucruri noi, pentru că eram rigid, eram, bă, te rog, stai și tu în scaunul ăsta, ți-aduc eu paharul, nu te mișca, știi? Na, și tot acolo vii la frică, știi, frica de, poate și o frică de expansiune, mi-e bine aici, sunt comod aici și nu vreau să mă mișc, și ok, de respectat, știi? Adică accept și respect orice e ok, atât timp cât tu ești ok cu asta. Dacă vii la mine și bă, știi, eu aș vrea să nu stau locului sau eu de obicei nu stau locului și mai bine să mă mișc, să nu știu ce, și eu pot să zic da sau nu, știi, depinde, de fapt, eu pot să zic, depinde și a cui spațiu, că dacă suntem într-un spațiu comun, nu prea pot să-mi impun eu vreo, na, regulă, dar dacă vii la mine acasă, zicem că am niște reguli, nu, te descalzi la intrare sau știu și eu ce-o fi. Și aici ai o altă chestie, spațiu comun sau na, spațiul meu, cel în care stau eu și te invit, sau mergem la o cafenea înăutru, sau vin eu la tine și trebuie eu la rândul meu să respect spațiul și regulile și ground rules, na, pe care le ai. Și na, e o altă formă de devoțiune și smerenie când intri într-un spațiu să accepti așa. Da, exact. Ceea ce regulile acelui spațiu. Da. Mi-a plăcut foarte mult de-a lungul vieții să experimentez disciplina în mai multe forme. Am practicat sportul de echipă de mic și a rămas asta impregnat oarecum, știi, treaba de a fi într-un colectiv și de a respecta și aproapele tău. De exemplu, în vestiarul de fotbal trebuia să mă schimb în porția mea, după a intra porția lui, nu puteam să-mi arunc tricou trei locuri mai încolo sau așa, pentru că îl pierdeam probabil, sau ăla zicea, bă, ce faci cu tricoul tău la mine, știi, ăsta-i spațiul meu, te rog, ia-ți tricoul, știi? Da. Da. Toate lucrurile, adică și am și senzația asta că viața îți oferă experiențe când ești pregătit să le primești, știi, că zici, mama, au venit toate astea peste mine, nu mai pot, nu veneau dacă nu erai pregătit să le înfrunți, crede-mă, nu veneau, te respecta tatăl cere și îți dădea cât puteai să duci, știi? Foarte adevărat. Îți mulțumesc din suflet, Mircea, că ai fost cu noi în acest podcast și ne-ai oferit din experiența ta de viață și din învățăturile pe care le-ai primit și tu și le-ai extras din această viață, care pe tine te conduc și care, din câte am observat, îți fac viața mai bună și mai prezentă și mai bucuroasă și mai plină de iubire. Și îți mulțumim că ne-ai oferit și nouă din acest comoară pe care o strângi în fiecare zi a vieții tale. Mă bucur, mă bucur mult să cuvânt, să spun, să grăiesc adevărul.
Mulțumesc încă o dată de oportunitate. Doamne ajută tuturor și toate cele bune. Doamne ajută.